proiectul CNS și Sense susțin performanța este unul ambițios, un proiect de suflet al redactorilor primului post privat de televiziune din județul Neamț, proiect care își dorește să descopere, să sprijine și să mediatizeze copiii cu rezultate de excepție, dar să și cunoască dascăli adevărați, pasionați de meseria pe care o fac. Iar la școala vocațională Sergiu Celibidache există cu prisosință asemenea cadre didactice. Astăzi ne-am dorit să vorbim despre eforturile unui alt copil de excepție care a făcut din muzică o pasiune cu prețul sacrificării copilăriei. Luca George Pantilimon, elev în clasa a șasea, e un copil pasionat de pian pe care îl studiază încă din fragedă copilărie. Conducerea școlii de artă Sergiu Celibidache ne-a fost alături în materializarea acestui proiect și este încântată să vorbească despre acești copii talentați. Suntem la a treia întâlnire din cadrul proiectului CNS și Sense susțin performanța. Mulțumim partenerilor noștri pentru faptul că acordă atenției rezultatelor și muncii din școala de artă Sergiu Celibidache. Bine ați venit în școala noastră! Astfel de copii care au pornit pe drumul învățării muzicii clasice au nevoie să fie sprijiniți în primul rând de părinți. Mama lui Luca, Mihaela Pantilimon, este cadru didactic și vorbește despre pasiunea băiatului pentru muzică, pasiune descoperită încă din copilărie. Luca și-a început activitatea muzicală din fragedă copilărie. La vârsta de 4 ani, a mers pentru prima dată în grupul Boboceii din cadrul Școlii Populare de Artă Bacău, unde a studiat canto popular. Cu acest prilej a avut ocazia să cunoască oameni noi, să facă multe călătorii. La sfatul doamnei profesor Maria Șalaru, am considerat că a sosit momentul în clasa 1 să își aprofundeze noțiunile muzicale cu studierea unui instrument. Alegerea nu a fost ușoară, pentru că școala are multe oferte, dar pianul, împreună cu Luca, am hotărât că ar fi cea mai bună alegere. În primul an a studiat cu doamna profesor Denisia Macovei, dumneai a fost o prietenă pentru el. Dar din motive personale, doamna profesor a plecat în altă localitate și am continuat drumul cunoașterii cu doamna profesor Mirela Alexandru. Un rol important în îndrumarea talentului unei asemenea copil îl are și cadrul didactic, care îi îndrumă pașii și știe să-i aprecieze rezultatele, să-l stimuleze în sacrificiu pe care îl face în a studia ore întregi atunci când alți copii se joacă. Ne-am cunoscut cu Luca la clasa 1. Ca profesor de instrument, eu am importanta misiune de a planifica și a organiza activitatea fiecăruia dintre elevii mei și de asemenea de a iniția în arta interpretativă. Și relația profesor-elev de-a lungul aceste activități muzicale instrumentale trebuie să aibă ca rezultat crearea stilului interpretativ, pentru că muzica are două laturi, latura materială și latura spirituală,
a cânta notele corect așa cum sunt ele scrise pe partitură reprezintă latura materială, iar transpunerea emoțiilor și a gândurilor cântând aceste note într-o anumită manieră reprezintă latura spirituală care se referă la interpretare. Interpretarea este cea mai complexă latură a studiului unui instrument, dar aceasta se realizează odată cu maturizarea și cu maturitatea și presupune acumularea unui antrenament în studiul muzicii și în analiza muzicii. De aceea, elevul trebuie să îndeplinească o serie de capacități, ceea ce la Luca s-au nimerit să fie. Este foarte dificil. Trebuie să avem, în primul rând, dacă ne referim la personalitate și caracter, inteligență, memorie, creativitate, spirit de observație. O altă problemă importantă ar fi aptitudinile muzicale, care pentru noi sunt importante ca specific al școlii, și anume ritm, auz muzical. La acestea vom adăuga noi cunoștințe teoretice despre teorie muzicală și parte instrumentală. Apoi, un alt element important, deosebit de important, este capacitatea de concentrare în timpul studiului, când nu ne vom gândi la alte lucruri. Să putem coordona aparatul executor, așa se numește tot corpul, aparatul pianistic, atât pe probleme tehnice, cât și pe probleme interpretative. Da? Deci nu ne gândim în altă parte în timpul studiului. Tot aici aș face referirea că pe lângă studiu individual, Luca are de învățat foarte mult și la cultura generală și trebuie să îmbinăm frumos și cu un orar, cu un program corespunzător, atât partea practică, cât și partea de cultură generală. Este un efort în plus față de alți copii care nu studiază un instrument muzical. Mai contează de asemenea stilul de muncă, cum ne planificăm activitatea pe scopuri îndelungate, pe scopuri apropiate. Și aici mă refer la studiul unei piese întregi, într-o anumită perioadă de timp, sau pe perioadă scurtă, rezolvarea unor anumite probleme în ziua X sau într-un anumit număr de ore. Pentru aceasta, elevul trebuie să aibă un bagaj de exerciții tehnice pentru orice problemă apărută, precum și un bagaj de a-și organiza acel studiu a unei piese. Cum pornim? De la pasaj, parte, întreg. De la rar la repede, de la detaliu la partea largă, la ansamblu și așa mai departe. De asemenea, o importanță deosebită pentru școlile cu profil ca ale noastre o are experiența scenică, care la noi se desfășoară prin audițiile muzicale pe care le susținem cu elevii, diferite concerte, diferite manifestări organizate în orașul nostru, cum a fost, de exemplu, anul trecut la Zilele Municipiului Roman, când școala noastră a susținut un program deosebit cu absolut toți copiii olimpici, printre care și Luca, lucruri frumoase care țin de specificul școlii. Și așa cum spuneam, deci, de la material la spiritual, de la tehnica instrumentală la stilul interpretativ, acesta trebuie să fie drumul oricărui elev și drumul oricărui profesor în studiul unui instrument, în învățământul de specialitate. Thank you.
Tatăl lui Luca, Bogdan Grigore Pantilimon, este preot ortodox, el însuși pasionat de muzică. A fi părintele unui copil cu aptitudini și ambiții muzicale e un lucru pe cât de dificil, pe atât de plăcut. Dar părinții lui Luca îi sunt în primul rând prieteni. Iar Luca este un copil care este conștient de sacrificiile pe care îi le cere studierea cu seriozitate a unui instrument ca pianul. Mărturisesc că pentru mine ca părinte, împreună cu soția mea, este o bucurie deosebită, având în vedere că fiul nostru și-a îndreptat pașii spre acest instrument, care pentru dânsul ocupă un timp din ce în ce mai mult în studiere, având în vedere că pe lângă activitatea școlară pe care o desfășoară la Școala de Artă Sergiu Celibidache, frecventează și cursurile Academiei Iulian Arcadie Trofin, cursuri pe care Luca, iată, a început de acum 2 ani de zile să le frecventeze încă din timpul vacanței de vară, semn că, iată, uneori și timpul ni-l ocupăm prin alte metode, alte mijloace, deși unii dintre colegii lui, prietenii lui, au timp mai mult, iată, el uneori își ocupă timpul și poate își aduce aminte mai târziu de încercările și, așa cum spunem noi, eforturile pe care le-am făcut în copilărie. Plecând de la premisa aceasta, iată, și pentru noi ca părinți este un efort deosebit pentru a-l sprijini, având în vedere că a trebuit să procurăm instrumentele la care el să poată să-și ducă la bun sfârșit activitatea pe care o are atâta de la școală, prin cursurile pe care le desfășoară sub îndrumarea doamnei profesoare Mirela, cât și de la Academia domnului Iulian Arcadie Trofin, acolo unde mărturisesc că în proporție de 90% îmi petrec timpul alături de dânsul la studiu și uneori văd cât este de greu și ostenitor pentru dânsul ca copil, chiar uneori așa sub formă de glumă, dar cu bucurie a spus copilărea mea câteodată este știrbită de multe încercări și eforturi, nu mă pot bucura ca ceilalți, dar iată, am observat că în urma eforturilor noastre ca părinți, el ne-a răsplătit participând la diferite concursuri, olimpiade școlare, evenimente care au avut loc în urbea noastră și nu numai, iată, însă și în parohia pe care o păstoresc, în comunitatea din care noi facem parte, cu diferite ocazii el a venit și a fost în mijlocul nostru, având în vedere că are un har de la Dumnezeu, acela de a cânta și a încânta sufletele noastre, ale celor a cărora ne place să auzim și graiul acesta popular și nu numai. Totodată, iată, noi ca părinți suntem datori să ne ajutăm copiii, chiar dacă uneori este mai greu, uneori mai dificil, toate acestea le îmbinăm și le acoperim cu bucuria noastră pentru ei ca copii. Considerăm uneori că suntem poate prea critici ca părinți, dar criticul acesta vine pentru a-l pregăti pe mai târziu, având în vedere că, iată, societatea aceasta în care ne desfășurăm noi, zilele se transformă de la zi la zi și vedem că cei mici trebuie să fie pregătiți pentru a-și lua în brațe propriile sale frâuri, astfel încât să aleagă mai târziu, dar când spunem noi mai târziu, uneori mai discutăm așa ca de la prieten la prieten în familie și ne gândim ca și perspectivă a ceea ce urmează, căci vedem că timpul este scurt, se scurge, transformarea noastră ca oameni și personalitate este din ce în ce mai rapid, așa cum spuneam în contextul acesta, și căutăm să-i fim înainte de părinți prieteni, chiar dacă eu mărturisesc că, având în vedere că ne petrecem timpul, așa cum spuneam, în cea de-a doua activitatea sa pianistică mai mult pe drum, când ne întoarcem, îl mai critic, dar îl îndrum, căci vă mărturisesc că în una din ultimele ședințe la care a fost Luca la Academia domnului Arcadie, ne-am întâlnit cu un fost elev al școlii, Andrei, care, iată, din această toamnă este elev al conservatorului de la München. Și pentru mine vă spun că este o bucurie și o mândrie cu un romașcan a reușit și mă gândesc, mă rog la Bunul Dumnezeu, ca și Luca, să aibă puterea aceasta și tăria și dragostea totodată pentru pian
împreună cu doamna profesoară să o asculte și să mediteze, cu atât mai mult să mediteze, la ceea ce înseamnă acela de a fi, spunem noi, un pictor în arta pianului, așa cum mărturisea și doamna profesoară, trebuie să știi să te așezi acolo și tu să meditezi, astfel încât totul să vină de la sine, dar să aibă o armonie și o plăcere deosebită. Luca, eu aș vrea să te întreb, de ce ai ales muzica? Am ales muzica deoarece mi s-a părut foarte interesantă. De mic copil îmi plăcea să mă uit la televizor la mari pianiști. Mă bucur. Nu te simți câteodată dezavantajat în timp ce alți copii se joacă, se... Eu știu, își fac cu totul alte activități, se recrează altfel, că tu stai mai mult la pian, că din ce a povestit tata, în afară de ce studiezi la școală, faci un studiu lung și acasă și la academie. Da, asta este adevărat. Eu nu prea am mult timp liber. Îmi pretec marea majoritate la pian. Unii colegi îmi spun să mai las pianul și să ies și cu ei afară, dar eu spun că pianul este foarte important pentru mine. Ai și momente de bucurie în care nu-ți pare rău că te-ai dedicat pianului? Da, atunci când câștig premii la concursuri. Unde te vezi tu peste 10 ani? Terminând conservatorul. Și după ce termin conservatorul? O să mă căsătoresc chiar la bătrânețe, o să fiu profesor de pian. La bătrânețe aceea cam la ce ani crezi că o să fie? Păi la conservator, să înțeleg, când termin că ești bătrân deja. Da. Acum sunt mai mic. La 30 de ani vreau să fiu profesor de pian, iar la 60 de ani vreau să devin un maestru. Bravo. Eu înțeleg că în intervalul ăsta ți-ai dat tu un termen, da? Până la 30 să concertezi și să te căsătorești. Este și asta un gând foarte bine. E din viața noastră și până la 60 deja să fii maestru. Și Luca este un mic maestru încă de la acea vârstă, la care el studiază pianul câteva ore bune pe zi, în timp ce băieții de vârsta lui bat mingea sau se joacă pe tablete. Nu e ușor, nu e simplu, dar merită. Thank you.
Băiatul cu ochii vioi și zâmbet cuceritor are în clasa 6-a performanțe muzicale de invidiat. Luca a participat la diferite concursuri și olimpiade. Acestea sunt specifice activităților noastre. Sunt concursul de interpretare pianistică Carl Czerny și Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, unde Luca a evoluat gradual de la a lua premiul 2, prima dată la concursul Czerny, iar în anul următor premiul 1, iar la Olimpiade la fel, de unde la primul an a fost clasificat pe locul 1 ca și etapă județeană. Anul următor a evoluat și a mers la Olimpiade la etapa zonală, unde a obținut locul 2. Cu felicitări și îi doresc în continuare succes. De ce este muzica importantă în viața omului? Pentru că ea reprezintă universul în care ne putem refugia de micimea și adesea urâțenia vieții cotidiene. De aceea e important ca oamenii să fie educați să asculte o muzică de calitate. Eu invit pe viitor copiii să se înscrie la școala noastră, deoarece pe lângă performanța, care este într-adevăr doar pentru anumite caractere, toți copiii pot fi muzicalizați, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că se vor alege cu o cultură muzicală, în general, o cultură generală îmbunătățită, și eu îi chiar văd viitori spectatori în sălile de concert, melomani, cunoscători ai muzicii clasice, iar în încheiere, Luca vă va prezenta, deoarece toți suntem în an centenar, o melodie din creația populară românească de Tiberiu Predicianu, Un brâu.